Din numele probabil a tuturor autorităților locale, noi suntem satisfăcuți de faptul că în anul acesta au fost repartizate practic cu 50% mai mult decât anii precedenți, pentru că dacă anii precedenți noi din fondul rutier aveam alocați doar în jur de 2 milioane de lei, acum avem peste 4 milioane, ceea ce este un lucru benefic, putem efectua lucrări practic cu un volum mai mare. Este apreciat acest lucru și anume din fondul rutier cu 100% sunt alocați pentru bugetul local. Acum ne aflăm pe strada Ion Soltis, urmată de strada Victoria, care în decurs de 40 de ani de zile, practic nu s-a făcut nimic la acest capitol, la capitolul infrastructură rutieră. Acum am intervenit pe strada Victoria cu betonarea străzii respective și urmează asfaltarea. Noi am preconizat în jur de 20 de străzi fie reparate. Noi în 2022 am alocat integral taxa pentru folosirea drumurilor pentru autoritățile locale de nivelul 1. Deci primăriile anul acesta vor avea mai mulți bani pentru a construi drumuri. Ei pot utiliza aceste resurse, dar de asemenea pot să consolideze resursele pe proiecte mai mari, dacă e legat de drumuri, prin împrumuturi. Sunt câteva primării care au utilizat acest mecanism de împrumutare. De asemenea, pot să apeleze la alte instrumente de finanțare, la fondul de dezvoltare locală sau la IPA și să facă un mix de finanțare astfel încât să fie corespunzător proiectului care localitatea are nevoie.